seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Seara Bună din Bihor. Eu sunt Ziana Toader Ardelean, sunt gazda dumneavoastră și în această seară. Așa cum v-am promis și în edițiile trecute, voi încerca să aduc în casele dumneavoastră multă, multă voie bună, cântece frumoase, povești interesante și artiști de seamă, atât din județul Bihor, cât și din alte județe. În această seară avem o invitată cu totul și cu totul specială. Am alături de mine unul dintre cele mai importante nume ale muzicii populare românești, un nume care răsună atât în țară cât și peste hotare, o interpretă iubită de public, cu glas duios și senin, o emblemă a județului Bihor și nu numai. Și spun bună seara și bine ați venit, doamna Florica Bradu. Bună seara și bine te-am găsit. Bună seara, bine v-am găsit pe toți. Și am venit cu mare bucurie să știi că am văzut câteva emisiuni de ale voastre și mi-a plăcut ce am văzut și vă felicit că faceți acest demers de a aduce muzica populară autentică în casele telespectatorilor. Mulțumim din suflet pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, doamna Florica Bradu, o viață pe scenă? O viață pe scenă înseamnă pentru mine o viață de bucurii, de emoții multe, de simțul ăsta al responsabilității pentru ceea ce fac eu pe scenă, o viață de satisfacție că mă întâlnesc cu publicul, spectator, care m-a iubit dintotdeauna și pentru care îi sunt recunoscătoare din tot sufletul, o viață de responsabilitate pentru ceea ce fac, pentru că eu am plecat dintr-o zonă folclorică foarte bogată și am cunoscut inteligența omului tradițional, cumințenia lui și am vrut să reprezint exact ce înseamnă neamul nostru românesc. Folclorul pentru mine și, cum să spun, de la început nu știam când eram copil, dar pe măsură ce am crescut mi-am dat seama de importanța acestei culturi tradiționale care este expresia cea mai autentică a unui neam, cu toată gama de simțiri ale neamului nostru. Am vrut în repertoriul meu, cu cântecele mele și în cărțile pe care le-am adunat, să reconstitui într-un fel viața omului tradițional, de care nu m-am despărțit niciodată în simțirea mea și în respectul meu. Cât de frumos, cât de frumos! Cu siguranță, doamna Florica Bradu, telespectatorii postului de televiziune Bihor TV de-abia așteaptă să vă asculte. Mi-au scris foarte mulți pe rețelele de socializare să vă invit la o emisiune. Și mă bucur din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră din această seară. Vreau să vă felicit pentru cei 60 de ani de carieră pe care i-ați aniversat recent într-un spectacol mare. Aniversar, da. La Teatrul Regina Maria. Da. Ați avut invitați de seamă. A fost un spectacol plin de emoție. Dar spuneți-ne, cum ați trăit dumneavoastră acea emoție? Cum v-ați simțit în acea seară? Ce ați trăit în momentele acelea? În primul rând, pentru că ai spus despre acești ani de carieră, să știi că nu știu cum au trecut și sunt mulți, aproape că e greu să-i numeri, dar minte să-i treci. Dar așa cum am spus mai înainte, i-am trecut cu bucurii, cu emoții, cu mereu aveam ceva de făcut, cu... Am împletit profesia mea cu iubirea mea de mamă, având 3 copii. Și acum să mă refer la acea seară minunată. Consiliul Județean al Județului Bihor și Centrul de Cultură al Județului Bihor s-au gândit la acest proiect.
de fapt în cadrul unui proiect mai mare, care durează de un an și ceva, și m-au solicitat să le fiu alături în tot acest proiect. Am făcut-o cu mare drag și cu bucurie, pentru că așteptam și mă bucur să încercăm să redescoperim cultura noastră tradițională, pe care eu o iubesc foarte mult și sunt foarte mândră de ce a dat neamul nostru. Acea seară pentru mine a fost o seară magică, cu emoții speciale încă de la început, pentru că publicul spectator m-a primit absolut superb. Mi-au dat lacrimile, cu toate că mi-am propus să fiu puternică, dar la asemenea primire, cred că am spus cum încape într-o inimă atâta bucurie și le mulțumesc și acum din tot sufletul celor care au fost în sală și care mi-au dat bucuria și fiorii acelei întâlniri. Au fost peste 500 de persoane la acel spectacol. Da, și s-au vândut biletele foarte repede. Da. Și acum să mă refer la invitații. Să știi că am ținut cont de prietenii mei. De fapt, eu am foarte mulți prieteni. Eu cred că nici nu am dușmani în lumea muzicii, numai prieteni. A trebuit să aleg, că lista trebuia să fie prea mare, și am ales în funcție de prietenie, de disponibilitate, că mulți n-au putut să vină, de admirația mea pentru ceea ce au făcut ei pentru cântecul nostru tradițional, și spre bucuria mea a fost un regal de folclor așa autentic. Este. Așa este. Să știți că eu am fost spectator în spectacolul dumneavoastră și am văzut din sală, am citit pe fețele artiștilor care au urcat pe scenă emoția. Da, emoția. Așa e. Vreau să vă spun că emoții constructive au avut fiecare. A fost un spectacol foarte reușit, plin de emoții, plin de bucurie. Și chiar și cei din sală s-au bucurat, spectatorii din sală s-au bucurat foarte mult. Da. Și a fost binevenit acest... Da, da. Spectacol. Așa e. Așa este. Așa este. Mă bucur că s-a întâmplat. Am văzut într-adevăr emoție de drag cumva la colegii mei. M-au lăudat foarte mult. Doar cuvinte de laudă. Da, cum să spun, mă și întrebam, Doamne, chiar așa e. Nu vreau să spun că n-a rezonat tot ce au spus ei în sufletul meu. Dacă m-ar fi întrebat, și eu aș fi vorbit despre ei la fel. Vă cred. Da. S-a legat o prietenie în an. De o viață, cu unii de o viață, da. Da, cu Jurghelea, de exemplu. Am făcut multe turnee cu un ansamblu din Reșița, cu Semenicu. Am fost și în străinătate, în Elveția, în Danemarca, cu Viorica Flintașu. Vai de mine! O iubesc pe Viorica și o stimez. Este... de, o admir chiar pentru faptul că ea trăiește de mulți ani în București. Și mi-a cerut ea să scriu despre ea odată ceva și am fost inspirată, pentru că nu-i puțin lucru să trăiești atâția ani în București și să rămâi cu graiul tău și cu cântecul tău autentic, neclintit, de parcă ieri ar fi venit din Bihor. O stimez și pentru inteligența ei. Eu cred în interpreții inteligenți, pentru că au discernământ în alegerea repertoriului, în comportamentul artistului pe scenă, în interacțiunea, cred eu, cu publicul, și publicul simte. Da, așa este. După cum a spus și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Mălan, ne-ați făcut să ne simțim mândri că suntem bihoreni și români. Așa a spus domnul vicepreședinte în spectacolul dumneavoastră.
îl stimez. Cum ați trăit în momente? V-a susținut Consiliul Județean, domnul Mălan v-a susținut foarte mult, știu foarte bine. Sigur că da, pentru că le-am fost alături odată că am venit cu publicarea acestei cărți, cu repertoriul meu. Este destul de mare cartea. 400 de pagini. Da, am lansat și cartea Trec pe cântând. Și, da. Da, o carte care conține repertoriul, cântecele din repertoriul meu. E mare repertoriul și presupune multă muncă. Cum a fost primită cartea de către publicul prezent la lansare? A fost primită foarte bine, cu mult interes și cred eu cu recunoștință că am adus în cartea aceasta toate genurile din folclorul nostru bihorean, cântece de dor, de dragoste, de înstrăinare, cântec despre cântec, doină. Pentru mine doina, și asta i-a plăcut și lui Liviu Buțiu, dirijorul nostru, pe care chiar îl stimez și îl admir pentru tot ce face pentru muzica bihoreană, am adus în cartea aceasta doină, balade, colinde de copii, ale lui de mireasă. Numai bihorenii au ale lui de mireasă. Da, da. Și vreau să spun că sunt pline cântecele acestea ale ruitele, au o vechime, cred că aproape de doină. Referitor la doină, chiar am citit cu mare interes că unii cercetători au spus că doina este aproape de perioada mitologică, sau Dimitrie Cantemir Cronicarul, îți dai seama ce vechime, a fost preocupat de originile doinei și la un moment dat spunea că se pare că este un cântec a unei zeități a dacilor. Ceea ce m-a uimit, doina, pentru mine este simfonia sufletului românesc. În afară de aleruitul de mireasă, cântece de cătănie și cam toată gama de exprimare a neamului nostru. Referitor la aleruitul de mireasă, m-au fascinat versurile pe care le-am cules, care sunt pline de figuri de stil din punct de vedere literar. Eu fiind profesoară de română și sunt foarte receptivă la frumusețea versurilor, la stilul care se apropie de cel clasic. Și îți dau un exemplu, nu toate cuvintele, dar se termină așa, că spuneam că sunt pline de dramatism. Ieși măicuță până afară și pune propt la soare să fie ziua mai mare, să mai stau cu dumetale. Nu știu cum a creat neamul nostru asemenea frumuseți. Am cântat de atâtea ori aleruitul acesta și de fiecare dată și cântând îmi vin lacrimile în ochi de admirație, pentru că a creat minunății neamul nostru. De aceea vreau să slujesc și am vrut de când am fost conștientă de frumusețea poeziei tradiționale să slujesc această cultură tradițională cu toată conștiința mea artistică și profesională. Și ați făcut-o, așa cum spuneți. Să știți că așa este. Dar povestiți-ne și despre celelalte cărți pe care le-a scris de-a lungul timpului. Da, am mai publicat o carte chiar în frage de tinerețe, Noua Macie, dar am mai publicat o carte, Dor și Neuitare, poezii și obiceiuri din Crișana. Pentru că zona folclorică a Bihorului nu se întinde până la granițele administrative ale județului, ci se întinde pe toată țara Crișurilor. Eu m-am născut în Șicula, satul meu este pe malul Crișului Alb.
Așa, se împarte în patru zone. Zona Tincăi, de unde provin eu, zona Beiușului, care se învecinează cu zona Moților, zona Aleșdului, care se învecinează cu Sălajul, și zona Marghitei, care se învecinează cu Satul Mare, cu influențe, zona limitrofă. Am cules din toate aceste zone poezie tradițională absolut sublimă. Am studiat-o și după ce am cules, sigur că am făcut o structurare a ceea ce am cules, acestui material bogat. 10 ani am lucrat la astea și am împărțit cartea în două părți, lirică și epică. În lirică intră toate poeziile astea, dor, dragoste, înstrăinare ale lui de mireasă, și în epică intră obiceiurile, tradițiile, în toate etapele omului. Cântece de și obiceiuri de la naștere, de nuntă și de înmormântare. Cele de înmormântare cred că sunt cele mai vechi și păstrate, cel mai conservate, cel mai riguros, pentru că acolo lumea tot timpul și acum a vrut să fie în rând cu lumea, să cinstească pe cel plecat. Și sunt niște versuri absolut superbe. Deci le-am citit, le-am recitit, le-am sistematizat în carte și totdeauna m-au emoționat aproape la fel. Vă cred. Lăsați în urma dumneavoastră un tezaur. Asta am și vrut și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și că mi-a dat mintea să fac acest lucru. De fapt, încă din facultate am avut un profesor de folclor, Dumitru Pop de la Cluj, iar după aceea m-am întâlnit cu marele folclorist bihorean Ion Bradu, care mi-a devenit socru și cu care am și făcut culegeri, dar după primele culegeri am făcut eu culegeri de una singură și chiar am amintiri legate de culegerile mele. De exemplu, uneori când mergeam în turneu aveam, adică de obicei aveam fotografii pentru autograf și le ceream celor cu care mă întâlneam, că veneau să vorbească cu mine, dacă au versuri specifice zonei lor, autentice, îi rog să-mi trimită acasă, tot în ideea de a fi, cum să spun, culegerea cât mai bogată. Și am o amintire. Peste ani și ani am fost într-un sat din județul Arad, în care a venit un... Erau sărbătorile de iarnă și a venit un domn îmbrăcat în costum popular și mi-a spus: doamna Florica, dumneavoastră ați mulțumit tatălui meu pentru că v-a trimis niște versuri. Și tata meu a spus: când voi muri, să-mi pui scrisoarea de la Florica Bradu în copârșeu. Și zic: ce ați făcut? Zice: am pus asta. M-a impresionat foarte tare. E o legătură, mie mi se pare atât de trainică și solidă între mine și public și am simțit asta și stimez neamul meu din toată inima. Și publicului meu, care a fost loial, m-a însoțit toți acești ani cu multă iubire. I-am răsplătit cu aceeași iubire, stimă și recunoștință, m-au onorat tot timpul. Cât de mult îmi place cum povestiți, îmi place foarte mult, da, când am un invitat și las să povestească, rămân e așa, bine da, așa. Da, îmi place foarte mult să spună că aveți ce să spuneți și aveți un repertoriu bogat și aveți atâția ani de activitate și lumea de-abia așteaptă să afle cât mai multe despre un artist. O să scriu o carte cu memorii și acolo o să-mi adun toate amintirile mele legate de viața mea artistică în țară și peste hotare, pentru că eu am participat la foarte multe festivaluri de folclor, unele concurs, altele doar festivaluri, și mi-am dat seama
câtă stimă și câtă frumusețe răspândim noi în lume. Deci spectatorii străini nu ne înțelegeau limba, dar spuneau, vă înțelege în sufletul. Mie, de exemplu, că eu cântam, ți-am înțeles sufletul. Unii se întrebau, ce fel de popor sunteți voi românii cu atâta frumusețe, pornind de la costume, atâta bun gust, atâta armonie în îmbinarea culorilor, atâta temperament în dansurile noastre, pe piciorul de bihor, se cutremura scena, polca, legănatul ăla superb, foarte elegant li se părea și mie mi se pare, orchestrele care cântau sublim și vreau să spun că noi plecam, indiferent cu cei din Bihor sau din țară, eu am fost cu toate orchestrele din țară sau ansamblurile din țară invitată și toți mergeam pregătiți extraordinar. Și atunci mă gândeam așa impresionată de atâta admirație că uneori ne urmăreau și la alte spectacole la care mergeam și mă gândeam cât de mândră sunt și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut aici. Acum, doamna Florica Bradu, cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să ne întoarcem la începuturile dumneavoastră. Știu că v-ați născut în Șicula, județul Arad. Da. Cum da. A fost copilăria dumneavoastră. Da. Povestiți-ne puțin despre locul acela frumos, despre copilăria dumneavoastră. Da, 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 da. Da, așa este. M-am născut în Șicula, într-o familie de țărani frumoși, la chip și la suflet. Am avut o familie fericită și am petrecut o viață după toate canoanele comunităților tradiționale, cu credință în Dumnezeu, cu iubire de cântec, de tatăl meu cânta frumos și avea umor și avea darul povestirii. Și ce să-ți spun eu, își dorea un fecior. Sunteți singură la părinți? Nu, mai am o soră mai mare și voia să aibă un fecior și a venit tot o fată. A fost puțin el supărat, dar când m-a văzut a zis, nu-i nimic, e scumpă tare și eu știu, m-a îndrăgit imediat. Eu am reținut că el și-ar fi dorit băiat și am încercat să suplinesc cumva această nemulțumire de început, a trecut bineînțeles, da. Primele cântece le-am auzit la părinții mei, le-am învățat, le-am auzit în vatra satului, la noi în vatra satului, în comuna noastră, obiceiurile și tradițiile erau deosebit de frumoase. Toate aceste amintiri din copilărie îmi sunt foarte vii în memorie și în suflet. Și de la primele cântece pe care le-am îndrăgit, am simțit că, copil fiind, că e ca un botez de har care mi-a luminat destinul. Am știut că asta trebuie să fac, cu toate că eram copil. Am știut că vreau să cânt, că îi admiram pe cântăreții care erau atunci și veneau la noi în sat cu spectacol. Am vrut să fiu ca ei. Am fost interesată să învăț mai multe cântece. Și la școală, în clasa 1, m-a descoperit învățătorul, care să vezi ce înseamnă dascălul. A vrut să știe ce talente are în clasă. E minunat! Și i s-a părut că am talent, m-a pus să cânt și de mic am cântat. La fel cântam apostolul în biserică, la noi în sat, de sărbători. În familia mea nu aveai voie să... Eu cu sora mea, uneori știi cum sunt copiii, să mai certau și n-aveam voie să fim supărate. Când descoperea tăicuțul meu că ceva nu e în regulă, făceam un fel de cercetare, care e vinovat, de obicei eu eram, și atunci trebuia să-mi cer iertare de la ea.
la început așa, iartă-mă soruța mea, dar atât insista până când o spuneam cu toată convingerea. Și după aia trebuia să ne îmbrățișem și să ne pupăm, să pecetluim iertarea, iar seara niciodată nu trebuia să coboare soarele, iar la noi în casă să fie amărăciune sau supărare. Trebuia să fim, să vină noaptea cu somnul curat și noi toți mulțumiți. Ne făceau cruce părinții, de exemplu, ne făceau cruce și ne pupau pe frunte și tăicuțul, ca așa-i spuneam, mă săruta în formă de cruce pe frunte, pe bărbiță, spunea el, că era un copil, pe o gropiță și pe cealaltă gropiță. Și așa mi-am petrecut, deci într-o armonie foarte, foarte frumoasă. Încă de copil voiam mai mult decât să cânt la școală și după modelul radiodifuziunii române, care transmitea muzică populară la cererea ascultătorilor, mi-a venit mie ideea să-mi fac și eu studio. Și unde? Undeva sus, ca să penetreze vocea și să audă ascultătorii. Și am găsit eu cel mai înalt pom din grădină, părul din grădină, cu două crengi unde puteam să mi-așez studioul, să stau liniștit acolo. Și am început, exact ca la radio. Deci aici radiodifuziunea română, o mutasem la noi. Da, radioul mutasem la noi, așa, glumesc acum. Da, da, da. Așa și transmiteam așa. Aici radiodifuziunea română transmite muzică populară la cererea ascultătorilor. La început nu era nimeni avizat să asculte. Cine era acasă pe uliță erau oamenii bătrâni, că tineretul și oamenii în putere mergeau la lucru, inclusiv părinții mei. Dar auzindu-mă și astăzi și mâine, mi-am câștigat ascultători. Și îmi dădeau comandă de afară, din uliță, cântă-ne, și îmi dădeau. Asta m-a determinat să-mi fac repertoriu, uite de unde mi se trage. Așa, și să pot să le răspund. Până într-o zi, mama mea nu știa, ștecuțul meu nu știa ce facem, ce fac eu acasă, și o vecină i-a spus, vai frumos cântă fata ta, Sofia, așa o chema pe mama. Dar mama zice, da, de unde știi? Zice, păi are emisiune în fiecare zi. Și mama mă întreba, zice, ce emisiune faci tu? Zic, ca la radio. Te rog frumos să nu mai faci așa ceva, mami, dar cine mai cântă? Numai păsările cântă în pom. Și astăzi m-a certat un pic și mi-am propus, gata, am terminat cu emisiunile, dar nu mă lăsau ascultătorii. Îmi cereau. Mama mergea iar la lucru și ziceau, dar nu ne mai face misiune. Zic, nu mă lasă mama, te rog, fă-ne că nu știe ea. Și a reluat. Asta până când în clasa 5-a, în a 6-a, vara cântam. Când încep și păsările să cânte mai mult. Și în clasa 7-a a zis, mama, te rog, ești mare, te rog să nu mai faci așa ceva. Și nu m-am mai lăsat și am încheiat emisiunile. Dar nu a durat foarte mult și au fost cu adevărat alte emisiuni. Adevărată. Doamna Florica, vă mai amintiți când ați urcat prima dată pe o scenă și ce cântec ați cântat? Am început de la școală, din primele clase. Spuneam că învățătorul meu m-a solicitat să cânt și eram bucuroasă, cum să nu. Nu mai știu ce cântec am cântat. Ce știu, cred că ce am învățat de la tăicuțul meu, dar nu m-am gândit, uite, la asta nu m-am gândit. Trebuie să-mi aduc aminte acum că scriu memoriile. Și am fost încurajată de public, m-a aplaudat, am simțit iubirea lor și m-am convins încă o dată că asta trebuie să fac eu în viață.
De la cine ați moștenit talentul? Vocea aceasta frumoasă care încântă sufletele oamenilor. Știu că tatăl dumneavoastră a fost cântăreț la biserică. Da, a avut o influență asupra dumneavoastră? Da, sigur, bineînțeles. Sigur că da. Și mama cânta frumos, dar mama era cu foarte multă treabă și cânta mai puțin. Da. Însă cu tăicuțul meu, când mergeam la câmp, că mergeam, voiam să fiu feciorul lui tăicuțul cumva, când l-auzeam pe tăicuțul, eram fascinată și îmi plăcea și murmuram și eu și după aia am început să cânt cu el și uite așa, am petrecut o copilărie frumoasă. Care au fost primele cântece sau interpreți care v-au inspirat în cariera dumneavoastră? A fost așa Lucreția Ciobanu, Achim Nica, Ana Pacatiuș, Ana Popcorondan, Maria Lătărețu, cu toate că era din Oltenia, dar mie mi s-a părut și și acum și s-a confirmat în decursul timpului că a cântat extraordinar de frumos, cu foarte mult suflet. Maria Tănase, dar cred că Maria Lătărețu m-a impresionat prin naturalețea ei, nimic studiat, era de o sinceritate extraordinară. Cam Ion Cristoreanu, cam ăștia, aceștia interpreți. Da, 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 da. Îi ascultam, și eram fericită să-i aud la toate emisiunile radio și... Ați absolvit și facultatea de filologie, ați fost și profesor de limba și literatura română. Cum ați reușit să mențineți un echilibru între profesia de dascăl și cariera muzicală? Cam greu, vreau să spun, că după dialogul la distanță la care am participat și am reprezentat Crișana, la Oradea a fost extraordinar, a fost o bucurie imensă, dar și emoții mari de tot. După, așa, predând limba română, eu plecam după dialog la distanță, am avut foarte multe invitații în turnee în străinătate. Și nu se împăca plecarea mea și cu absența mea de la școală. Și atunci nici eu nu, nici mie nu-mi plăcea, pentru că aveam conștiința faptului că trebuie să fie același profesor. Elevii mă iubeau și iubeam și eu. Și când veneam din turneu, spuneau că n-au înțeles la gramatică. Eu am știut și știu multă gramatică. Și aici vreau să spun, iubesc limba română enorm de mult. Este limba noastră, este atât de armonioasă, atât de generoasă, atâtea sinonime, atâtea modalități de exprimare, încât trebuie să o onorăm, să o rostim frumos. Se vede pe dumneavoastră cum, da, și cum vorbiți și cum o simțiți. Da, da, da. Trăiți. Trebuie să o rostim frumos. Uneori acasă, fac o paranteză acum, și aud că o moșmolesc așa limba noastră, parcă nu-mi place. Eu o vorbesc cu mult drag și cu mult respect. Acum, deci aveam aceste probleme și de la inspectorat au spus... Eu, de fapt, m-am plâns că ar trebui să fac ceva, pentru că nu mă simțeam bine să-i las pe elev și să... Și atunci mi-au sugerat că la Casa Pionierilor aș putea să predau acolo și să fac, și am și făcut, un cerc de folclor, de mici culegători de folclor, mergeam cu ei la culegeri de folclor, le plăcea grozav. Luam legătura cu directorii de cămine, care știau pe cei care cântau frumos din satul lor și făceam așa ca o șezătoare, ne primeau cu plăcinte, elevii erau fascinați de ce se întâmpla acolo și înregistram cu casetofonul
Veneam înapoi la Casa Pionierilor și audiam ce am cules. Și de multe ori repetau aceeași melodie, dar nu îi opream, pentru că era așa o atmosferă caldă și mă temeam să... Asta este și o tehnică de a face culegeri, să nu oprești pe cel care, de la care culegi, pentru că îl scoți puțin din atmosferă. Și așa, am lăsat o arhivă de folclor la Casa Pionierilor, am făcut monografia Casei Pionierilor, până când a venit Revoluția și s-a desființat Casa Pionierilor. Actualmente este Palatul Pionierilor, dar e prea târziu că acum sunt alți profesori acolo, în sfârșit nici nu m-am mai tentat, că am și plecat cu fiica mea cea mică în America pentru că ea a vrut să studieze. Eu rămăsesem fără serviciu, nu se organizau spectacole și eu mai fusesem în America în 86 și m-au primit foarte frumos românii de acolo și am știut că merg la românii noștri care erau plini de dor de țară, atunci nu puteau veni oricând acasă. Cum a fost acea experiență în America? A fost ca o lecție de viață care, de la care am învățat cât pot eu duce. Eu am terminat la facultate limba română-franceză și acolo era engleză și a trebuit să învăț engleză. Cântam în restaurant românesc. Eu sunt om de scenă. Și acum chiar profit că am spus asta de scenă. Eu am un crez artistic. Scena este pentru mine altarul unde mă rog prin cântecul neamului meu. Cât de frumos! Da. Asta a spus-o și în spectacolul. Am spus-o și o spun cu drag, pentru că e crezul meu artistic. Și trebuia, mai ales că stăteam acolo să cânt până pe la 3-4 dimineața, mi-era greu a doua zi, că a trebuit să mă înscriu din dorința de a învăța engleză la un curs intensiv de engleză. Trebuia să merg în Manhattan la ore, de la 9 la 2, să vin acasă, să fac cumpărături, să fac de mâncare, era și Raluguța cu mine, și iar să merg să cânt. A fost foarte greu, foarte greu. O lecție de viață. Slavă Domnului că am trecut și acel examen greu de viață, dar a fost o experiență minunată. În acea perioadă aveam nevoie de un sprijin moral, pentru că mi-era dor de casă, mi-era dor de scenă, de public, mi-era dor de mine însămi, pentru că acolo eram, cum să spun, am eu niște versuri de la o doină. Nu-i chiar adevărat că pe mine mă cunoșteau românii acolo, dar zice așa, între granițe străine nu te mai cunoaște nimeni. Vai de lin și de pe lin și de omul cel străin. Așa mă simțeam. Norocul meu că eram cu fiica mea, care era o studentă excepțională și un copil minunat, ca și celelalte, de altfel, Anca și Lioara. Și am mers la biserică, aveam nevoie de acel sprijin moral și am, cred că Dumnezeu m-a condus de-a lungul vieții mele în tot ce s-a întâmplat în viață și am întâlnit un mare duhovnic, părintele Vasile Vasilache, fost călugăr, fost fiu de preot, fiu de nepot de preot, 7 frați, toți, aproape toți călugări, a fost în închisorile comuniste, a fost stareț la Mănăstirea Antim din București, de-aia îl știe toată lumea, a făcut cerc de literatură acolo, l-a cunoscut bine pe Sadoveanu, deci lume extraordinară. A făcut închisorile comuniste și după ce a ieșit de acolo a plecat în America împreună cu arhiepiscopul Victorin. E acolo am nimerit. Pentru mine
experiența de la acea biserică pe linie de credință a fost o ocazie de a urca câteva trepte pe scara lui Ion Scăraru. Acolo am citit multe cărți de religie despre viețile sfinților, care tot așa au fost experiențe de autostăpânire, autocontrol. Am devenit, de fapt am în structura mea, cred eu, această disciplină. Cuvintele mele de ordine sunt echilibru și armonie interioară. Mă întreabă lumea, deci, doamna Florica, acum, uite care e secretul. Echilibru și armonie interioară, de unde transpare pe figură și pe felul tău de a fi o lumină specială. Sper că se vede. Se vede, să știți. Sper. Că se vede și se simte. Așa. Și acolo am cântat într-un cor de 8 persoane, cântam pe 4 voci, dar cu atâta convingere și cu atâta drag că în anumite momente ne curgeau lacrimile. Cântam la restaurant, mergeam și la biserică duminica și așa mi-am umplut... Aveați activitate. Mi-am umplut timpul, după care am făcut o pregătire în cosmetică. Da. Da, am lucrat în Manhattan, unde am întâlnit staruri. John Collins, de exemplu, da. Actrița John Collins mi-a fost clientă. Câți ani a stat în America? Am stat 11 ani, pentru că fiica mea a început o facultate, a terminat-o cu summa cum laude și nu i-a plăcut alegerea. A făcut business, marketing, advertising și cred că ea, cu experiența și cu educația ei de acasă, din familie, noi fiind filologi cu toții, dascăli, cartea era la loc de cinste, cred că și-a dorit să facă același lucru ce am făcut noi și i-am spus, nu-i nimic dacă nu-ți place, pentru că ai fost studentă excepțională, îi se recunoșteau câteva examene și fă filologie, fă-te profesoară. A spus, de asta presupune că trebuie să mai fac atâta școală și am zis, nu-i nimic, stau cu tine până când îți împlinești această dorință. Sunt fericită, actualmente este doctor în filologie, profesor universitar. Este stabilită în America. Da, da. A rămas acolo. Da, căsătorită cu un român. Oh, să spun din America, uite o experiență extraordinară. Acolo se făcea festivalul comunității românilor din New York. Și bineînțeles că participam la astea și după un spectacol la care a participat și fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, actualmente este avocatul lui Donald Trump, mi se pare, dar Rudy Giuliani, domnul Rudy Giuliani, era de origine italiană, avea feeling-ul ăsta latin și a fost impresionat de noi, de români. Și s-a încheiat toată spectacolul, s-a încheiat cu Perinița. Și întâmplător am fost chiar lângă dânsul în hora noastră de Periniță și a spus, tot așa a întrebat, cred că sunteți un popor extraordinar de frumos. Prin această manifestare directă, de la suflet la suflet, pentru că astea sunt cântecele noastre și dansurile noastre și vă admir pentru ce faceți voi aici și am spus să știți că urma să fie Christmas-ul. Crăciunul. Și am spus atunci să vedeți ce obiceiuri avem. La noi, de Crăciun, coboară și îngerii să colinde cu noi. Și a spus, de ce nu colindați și la New York? Și a spus, dacă vorbiți cu președintele comunității de români de aici, probabil se va întâmpla, ceea ce îmi și doresc. Și a vorbit cu vicepreședinte și s-a făcut o scenă în fața primăriei din New York și am colindat eu, era și Ștefan Hrușcă, care locuiește în țările din
în America și în Canada, și alți români care mai cântau acolo, și știu că era un frig de crăpau pietrele, dar au venit atâția români și americani și a fost o bucurie extraordinară. Cred că a fost pentru prima dată și, din păcate, pentru ultima dată când New York a răsunat de colindele noastre. Ce frumos! Ați dus peste tot în lumea asta cântecul dumneavoastră, sufletul, inima, și v-ați deschis în fața publicului, da, cu bucurie, cu drag, i-ați încântat sufletele. Da, îmi puneam întrebarea când, uite, de exemplu, am fost în China, Coreea, Vietnam, Cambodgia și mă gândeam înainte de a intra pe scenă, Doamne, cum îi conving eu pe oamenii ăștia de frumos, începeam cu doină. Cum îi conving de frumusețea cântecelor noastre? Suntem așa de diferiți. Și ca limbă, și culoare, cultură, și filozofie, și obiceiuri. Și țin minte că pregăteam eu glasul să intru pentru doină. Nu e ușor să încep cu doină. Și urmam să intru în scenă și era o orchestră din București, cu un ansamblu din București am fost. Și a venit, făcea ritornela un taragotist. Și era un spud de lumină direct pe instrument și trebuia să intru eu în scenă. Și mă urma acea lumină. Și am intrat și când am văzut sala imensă, cu lume, era plină sala, și când am început doina, a fost o liniște extraordinară că m-au trecut fiorii. Vreau să spun că ăsta e semnalul că este acea conexie magică între artist și public. Și după ce am terminat doina, au fost aplauze bogate și de admirație și pe urmă am cântat cântece de bihor ritmate, din ce în ce mai ritmate. Ați fost primită cu brațele deschise. Și a venit, da. Și a venit ghidul nostru, care studiase în România și știa limba română, și m-a felicitat și eram așa entuziasmată de ce simțeam și zice, mi-au spus mulți dintre prietenii lui de acolo, mi-au spus, noi înțelegem vorbele, îi înțelegem sufletul. Superb! Trăiri, da, absolut superbe! Pentru toate astea n-am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând și publicului, indiferent de ce nație este. Sigur că pe românii mei i-am totdeauna în sufletul meu și vibrez cu publicul meu foarte de aici. Foarte interesante povești de viață, doamna Florica Bradu. Foarte frumoase, da, foarte frumoase. Și sper să inspire și pe cei care vor să facă această profesie de credință, de a cânta cântecul neamului nostru, să abordeze această profesie superbă, grea și frumoasă, cu toată inima și conștiința. Dragi telespectatori, am revenit în platoul Bihor TV. Pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu, invitata mea din această seară este doamna Florica Bradu. Doamna Florica Bradu, vă rog să-mi povestiți cum ați ajuns la Oradea, când v-ați stabilit aici. Ți-am spus că am participat la tot felul de concursuri, eram invitată la tot felul de spectacole. La un moment dat am fost invitată la Dialog la distanță, se purta atunci, da, da, între Șicula și Ineu, și sigur că au apelat șiculanii mei să îi reprezint. Și am venit cu drag, eu eram în clasa 12-a, înainte de examenul de bacalaureat, încă am pierdusem timpul pe la alte concursuri și n-aș prea fi vrut să vin la dialogul ăsta, să stau să învăț pentru examen, dar în cele din urmă am venit. Atunci era regiunea Crișana, folcloristul Ion Bradu lucra la Comitetul de Cultură și era în juriu.
Și m-a văzut pe scenă și a fost impresionat de apariția mea, de vocea mea. Prestația dumneavoastră. Și a venit acasă, mi-au povestit ulterior, a venit acasă și a spus, am văzut o fată de la Șicula și m-a lăudat așa. Au venit să mă invite să mergem, să merg cu ansamblul din Oradea pe litoral. N-am vrut să aud așa ceva pentru că aveam examen. Au insistat, în sfârșit mi-am dat examenul, am reușit și trebuia să mă pregătesc și pentru facultate. Eu voiam să merg la chimie, știam gramatică și limba română, acum să nu semene laudă, dar am fost premiantă tot timpul. Și mi-a fost ușor să îmi schimb opțiunea și să vin la filologie. Așa am ajuns la Oradea și l-am cunoscut și pe fiul, pe Mircea, tata copiilor mei, pe Mircea Bradu. Și așa s-a întâmplat. A fost o întâmplare, tot așa, cred că, condusă de Dumnezeu. De Dumnezeu, cu siguranță. Să ajung într-un mediu unde folclorul era admirat, unde era preocupare intensă pentru ce avem noi minunat, tradițiile noastre. Da, și așa s-a întâmplat. Frumos, frumos. Ce înseamnă pentru dumneavoastră muzica populară din Bihor și cum ați păstrat tradițiile autentice în muzica dumneavoastră? Muzica din Bihor este cu totul specială și nu o spun pentru că o iubesc și o cânt, ci pentru că este cu adevărat cu totul specială. Suntem la 4 km de țara vecină și nu există niciun pic de influență în muzica bihoreană. Asta relata și marele folclorist Béla Bartók, care a spus că este un fenomen special. Noi nu avem în muzica de Bihor nici o influență din altă zonă folclorică. Poate așa puțin la Beiuș, că spuneam de la Moți, dar asta nu înseamnă mare lucru. Aici la muzica din Șicula e Bihor de câmpie mai așezat. Marele scriitor, poetul Lucian Blaga, spunea: temperamentele oamenilor sunt și în funcție de zonele de relief. La munte oamenii sunt mai încercați de a sprimea vremii de acolo, la șesis mai așezați, mai calmi, mai liniștiți, și să știi că așa este și în cântec. Dar eu am abordat cântece din toate cele patru subzone ale folclorului bihorean. Este absolut special, e superb, e bogat în armonie, mai ales dacă dirijorii care armonizează piesele noastre sunt cu har, și eu am avut parte de acești dirijori, George Vancu, dirijorul Radio Difuziunii Române, care și-a pus amprenta benefică asupra folclorului pe care l-am cântat, l-am îmbrăcat în haină de sărbătoare. După aceea, marele dirijor Constantin Arvinte, mare muzician, la fel. Acum sunt fericită că Liviu Buțiu urmează pe calea lor. Am cântat cu toți marii dirijori din țară, cu Budișteanu, de exemplu, cu Ionel Budișteanu. Au și vrut să merg la ansamblu Rapsodia Română. Eu n-am vrut, pentru că am zis, nu pot să culeg folclor bihorean de pe bulevardele Bucureștiului. Și eu asta îmi doream, mai ales că știam deja mult folclor și voiam să rămână, cartea rămâne. Înregistrările rămân, dar și cartea rămâne document de existența noastră pe lumea asta, cu tot ce avem noi mai frumos. Și vreau să spun că la toate cântecele mele am avut grijă să am texte
foarte frumoase din punct de vedere literar, chiar cu mesaj filozofic, și sfătuiesc pe cei care cântă să aibă grijă. Simbioza între textul cântecului și melodie, simbioza împlinită, este valoare, mare valoare. Frumos, frumos. Am putea povesti zile, avem ce povesti, aveți ce să-mi spuneți. Da, eu am prietene foarte dragi și profesoare de limba română și când vorbesc de folclor, mă transform toată. Am și vecine de ale mele minunate și le spun și lor tot ce fac eu, toate emoțiile mele, preocupările mele, vreau să spun pentru acest eveniment. Numai eu știu, mi-am pierdut și somnul pentru că voiam să iasă foarte bine și am și răcit un pic pentru că probabil nedormind am fost puțin mai vulnerabilă. Da, exact. Dar în cele din urmă a fost bine și a ieșit totul așa cum v-ați dorit. A fost așa un regal și cred că a fost o atmosferă de iubire așa. Și între noi colegii și în sală a fost o energie pozitivă pe care am simțit-o. Au fost și fetele mele, cele două. A regretat Ralucuța că ea n-a putut să vină totuși din America pentru da, și are o fetiță acolo, pe Sofia, și n-a putut să vină. Dar fetele mele i-au transmis prin telefon anumite secvențe din spectacol. M-am bucurat că am alături de mine pe doamna Elize Stan, da, care este etnomuzicolog, este un om desăvârșit ca pregătire, e doctor în materie, un om de o sensibilitate și de o omenie și de o bunătate. Ne leagă mult respect și iubire adevărată, pentru că suntem, așa zicea doamna Elize, temeinice în ceea ce facem. Am avut bucuria să o am și pe Iuliana, da, care prin delicatețea ei, eleganța ei, inteligența ei, dă valoare oricărui spectacol. Așa. Orchestra, nu mai spun, colegii excepționali, publicul. Cât de frumos vorbit despre tot ce s-a întâmplat la cel spectacol aniversar. Aveți în repertorul dumneavoastră atâtea șlagăre. Sunt convinsă că fiecare are povestea lui. Povestiți-ne puțin despre, de exemplu, despre Lioară, Lioară. Așa, Lioară, Lioară a apărut pe primul meu disc. Deci, discul meu de debut. Și Lioara, acest cântec, m-a însoțit toată cariera mea. A fost îndrăgit de la început, și celelalte cântece au devenit șlagăre, probabil că, în primul rând, că sunt foarte frumoase cântecele și le-am umplut de sufletul meu și probabil a ajuns la sufletul ascultătorilor. Lioara este un cântec de ritual. Este un elogiu la sentimentul, la care eu țin foarte mult, de prietenie. Rar întâlnit, poate în zilele noastre din ce în ce mai rar, bine ziceți, și dar plin de semnificație despre noi, românii, care suntem în stare să fim adevărați prieteni loiali, corecți și de lung drum. Este așa, însurățirea fetelor. Știi despre Lioara, da, nu? Așa, dacă vrei să fii surată și sora apropiată, ajuta-mi câteodată. La lucru primăvară, la cânepă și la fân, la cânepă și la fân. Și la gândul meu cel bun. Ce noblețe! Și la gând. Sau la cărat apă din vale, la cărat apă din vale, laudatul florilor, laudatul florilor, și la rău, ca și la bine, nu te-i despărți de mine. Nici la rău și nici la bine nu m-ai despărți de tine. Cu acele felege pe care le treceau una celeilalte peste așa
pe gât și pecetluiau cu sărut în obraj. Mare mesaj! Împreună cu doamna Florica Zaha și regretatele Florica Ungur și Florica Duma, ați făcut parte dintr-un proiect, Floricile Bihorului. Povestiți-ne cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Draga mea, n-a fost proiectul nostru. A fost o idee că, fiind din aceea zonă folclorică, prima dată trei și după aia și Florica Zaha, pe care trei interprete, după aia patru, care poartă același nume. Întâmplător și frumoase. Da. Și atunci au zis să facem așa, o lansare în numele Floricilor. Dar noi n-am fost grup, niciodată. Fiecare a fost cu destinul ei artistic. Fiecare a fost cu felul ei de exprimare în cântecul bihorean și ne-am înțeles bine. Asta nu înseamnă că nu. Dar eu, de exemplu, de la început am vrut să merg pe drumul meu. Am constatat că și ele. Am servit odată această idee și se pare că a prins. Dar fiecare avea solicitările separate, deci nici nu am vrut și nici nu s-a întâmplat să mergem să cântăm în grup. Care este cea mai dragă amintire legată de vreun eveniment la care ați participat împreună? Păi toate amintirile noastre, de exemplu, la înregistrare, că am scos un CD, după ce am văzut că lumea asta dorește. Deci ați imprimat și cântece. Da, da, un CD, da. Și întâmplările noastre de la studio, am râs, ne-am simțit bine, am mers să bem o cafea după aia. Și că altfel eram fiecare ocup. Fiecare dintre noi avea treaba ei și eram ocupate cu turneele noastre, cu solicitările noastre. Poate de Florica Ungur m-a legat într-un fel și pregătirea noastră filologică, da. Ea fiind profesoară. Și împărtășeam același crez despre poezia tradițională și le regret oricum pe cele două care au plecat și îmi pare bine că mai suntem două. Da, Doamne ajută să... Dar, da, Doamne ajută să fim sănătoase, da. Și să mergem mai departe cu viața noastră artistică și cu viața noastră personală. În 1972 ați câștigat în Italia titlul de Miss Primavera. Cum a fost acea experiență pentru dumneavoastră? Cum ați ajuns să participați la acest concurs de Miss? Vreau să spun că n-am vrut să merg. Da? Am vrut să merg doar cu cântatul și am spus mi-e suficient că am emoții pentru a cânta și lasă, nu, mai ales că acolo este, juriul este, nu știi cine e în juriu, e pretutindeni, misul țării respective, care participă, e urmărită în toate ipostazele, cum ține cana, de exemplu, cu apă. Tot timpul trebuia să zâmbesc, nu că nu-mi place, că îmi place să zâmbesc, dar la un moment dat devine obositor și eram concentrată pe ale mele. Știam toate acestea și am zis nu. În cele din urmă, când au venit de la București, am fost cu nuntașii Bihorului, au zis nu mai căutăm, am făcut o nuntă de Bihor, și nu mai căutăm nici o mireasă, o avem pe Florica aici și ne reprezintă și hai să merg. Am mers în Italia, am avut foarte mare succes, sigur că nu numai eu, tot ansamblu, și am pregătit un cântec adecvat tematicii spectacolului nostru. Mi voglio marita, un cântec italian. Tot festivalul se ținea într-o cupolă de circ cu 5.000 de persoane și a fost frumos și greu. Am defilat prima dată, începutul festivalului a fost cu defilare prin Agrigento, eu eram cu steagul țării mele
și îmbrăcată mireasă, că eram mireasă și cu mirele lângă mine și veneau italiencele cu copiii în brațe și zgoardă la spoza, îmi puneau copiii să facă poze, în sfârșit. A fost foarte frumos. Spectacolul nostru a durat, măsurat cât trebuia, ca orice echipă din orice țară, erau 36 de țări. Dar și aici a fost așa cu haz mare, că după ce termina momentul, trebuia să ieșim din scenă, mireasa și mirele, pe umerii dansatorilor, simulând așa o căruță, și eu cântam, domnul Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, era regizorul spectacolului și arunca așa spectaculos microfonul și eu începeam E la luna mezzo mare și cântam. Și era refrenul O mamă, mi voleo marita și ieșeam din scenă. Publicul striga Miss. Domnul Popescu a înțeles bis și a venit, haideți copii înapoi, că uite ce succes! Noi venim iarăși, el la lună, mețul mare! Și iar strigau mis, să fiu eu aleasă mis. Și noi am ascultat pe regizorul nostru, am ieșit și a treia oară a venit un fotograf italian care era căsătorit cu o româncă din Sibiu și a zis, nu mai ieșiți! Publicul vrea să fie aleasă Miss, eu. Așa că am ieșit, dar ne-am amintit după aceea cu mare haz că noi nu mai ieșeam de pe scenă crezând că e bis. În sfârșit, și când s-a decernat premiul de Miss Europa Primavera, au venit ziariștii și m-au întrebat ce simți că ești aleasă cea mai frumoasă Miss dintre toate și am zis mă simt foarte mândră că reprezint frumusețea femeii românce. Cât de frumos. Uite acum un exemplu de frumusețea femeii românce și li s-a părut un răspuns foarte inspirat. Da, așa mi-a venit și așa cred. Și așa cred în continuare și am crezut și în, spun încă un episod legat de frumusețea femeii românce. Eram în stația de metrou, într-o zi mergeam în Manhattan și am văzut o tânără cu doi copii mici. Nu știam că erau la distanță ce limbă vorbește, dar era foarte frumoasă și cu copilașii frumoși. Și m-am dus direct la ea și am zis, așa e că ești frumoasă. S-a mirat, zice, dar de unde știți că sunt româncă? Pentru că ești frumoasă. Deci cred în frumusețea neamului nostru și chiar este frumos neamul nostru și am avut și această bucurie. Frumos. Și mai am amintiri din turnee, dacă vrei. Da, în Turcia, de exemplu, am fost la un festival, atunci eram studentă și am fost cu un ansamblu studențesc din București. Și, ca de obicei, pregăteam un cântec drept omagiu pentru publicul gazdă și am pregătit, la sugestia domnului dirijor Constantin Arvinte, el ne pregătise la București, mi-a sugerat un cântec turcesc, Allah dă ploaie pe cortul meu. Era o implorare pentru ploaie, acolo fiind o zonă aridă și fără multe ploi, iar spectacolul se ținea într-o grădină de vară în Istanbul și cu lume multă, multă. Și după ce am cântat cântecele mele bihorenești, care au avut succes foarte mare, a venit directorul festivalului pe scenă, că nu se mai termina cu aplauzele, și a venit și a spus în mod excepțional solista din România va cânta pentru voi un cântec. Allah dă ploaie pe cortul meu. Mă vreau să spun, aici a fost mâna lui Dumnezeu. Când ziua aceea a fost vremea mai tulbure, dar n-a plouat. Când am început să cânt cântecul Allah dă ploaie pe cortul meu, în turcă, a început să picure.
Și simțind că picură, am pus mâinile așa. Publicul, care este aproape fanatic pentru Allah, a crezut că am făcut o magie, cine știe ce, și au năvălit pe scenă. Și orchestra noastră era încă pe scenă, după noi urmau rușii și au băgat țambalul în scenă, dar trebuie să-l scoată afară. Și au venit acolo, eu m-am adăpostit aproape de orchestră și lângă steagul nostru. Și am pus așa cumva ca un scut. Și au venit turcii să mă pupe și au pupat și steagul nostru. Și m-am gândit după aia. Vezi cum e istoria asta? Amintindu-mi de Imperiul Otoman, știi? Toate de la Dumnezeu, scumpa mea. Și aceste amintiri, sigur că s-a scris în ziar, fata care ne-a adus ploaia și nu știu ce, și aveam noi ziaristul nostru și a scris și în presa de acasă, și am zis, am ajutor mare de la Dumnezeu. Așa. Pentru că, încă ceva vreau să spun. Niciodată n-am contat pe aspectul fizic. Sigur, nu pot să spun, poate uneori îmi plăcea ce văd în oglindă, dar nu a fost pentru mine condiția numărul unu. Pentru mine a fost să cânt frumos, să am repertoriu, să învăț mereu, să lucrurile extraordinare de care m-am bucurat în viața mea. Sigur că aspectul fizic contează, dar... Și sunteți foarte frumoasă. Mulțumesc frumos, dar știi? Când ați fost tânără... Și acum sunteți superbă, frumoasă. Ți-am zis. Cu gropițe. Știi ce? Echilibru și armonia interioară. Da. Astea sunt și am încercat să fiu chiar cu adevărat om, cu sensibilitate și vis-a-vis de orice om. De exemplu, mă oprește de multe ori multă lume, mă recunoaște pe stradă, sunt foarte fericită. Niciodată nu mă manifest ca și cum aș fi obosită de asta. Totdeauna mă bucur, este o recunoaștere, o recunoștință pentru ce am făcut eu și... Cred că și asta. De acasă eu am plecat cu acea școală cu minte, cei 7 ani de acasă, care m-a condus toată viața mea. Să fii cu minte, să fii un om cald, să fii un om respectuos, să fii de cuvânt. Niște reguli din codul de moralitate al omului tradițional. Și fără să-mi impun, așa am fost crescută. Și așa ați continuat să trăiți? Așa, da. Frumos, frumos. Știu că purtați în suflet cântecul iubirii de neam și de glie. Și țineți foarte mult la autenticitate. Da. La obiceiurile străvechi pe care le păstrați cu sfințenie. Așa faceți. Uite că le-am adunat aici. Da. Ați încercat să cântați și alte genuri muzicale, în afară de cel de muzică populară? Am cântat odată la televiziunea română. Florentina Sadmare a făcut o emisiune de divertisment și mi-a cerut. Cântam foarte frumos romanțe și le cânt, că le simt așa. Dar așa, odată pentru divertisment am fost... la emisiuni cu mască, fără mască, făcând un pic de teatru, de divertisment. Dar nu. Am fost în spectacole cu colegi de-ai mei pe care îi admir, care cântau, de exemplu, și muzică mai un pic de influență sârbească într-o vreme. N-am abordat acest gen. Nici cântece patriotice nu am cântat. Pentru că au cântat alții foarte frumos muzica asta patriotică și eu am fost pe muzica tradițională și mi-am păstrat acest drum. Acest drum, da. Ce amintiri vă leagă de primele emisiuni filmate la televiziunea națională?
Primele emisiuni au fost live. Deci nu playback, nu așa. Astea presupun mari emoții, pentru că ce apare în clipa aceea rămâne în conștiința publicului. Și știu că cântam cu orchestra de la Rapsodia Română sub bagheta marelui dirijor Ionel Budișteanu și regizorul de platou și regizorul emisiunii ne dădeau semnalul că trebuie să intrăm și ce tremuram, Dumnezeule, ce greu e așa, dar mă gândesc că a fost o lecție de autocontrol. Toată viața mea am încercat să practic acest autocontrol, nu se poate deplin și poate că nici nu-i bine, pentru că emoțiile sunt constructive și, nu știu, ai împlinirea aceea că le-ai stăpânit și că a ieșit bine. O experiență plăcută. Da, da, da. Se mai păstrează obiceiurile și tradițiile în zilele noastre? Mi s-a pus întrebarea care e soarta folclorului, a cântecului tradițional, și am răspuns, nădăjduiesc că bună, pentru că sunt mulți cântăreți tineri cu har, cu voci bune, cu repertoriu, sunt câțiva chiar care iubesc cântecul tradițional și cred în ei și sfătuiesc să o facă, să cânte. Și în general mai puțin se păstrează. Asta mă întristează un pic, pentru că influențele mai străine așa au mare trecere la foarte multă lume. Sigur că eu nu mă cantonez să cânți și că atât ne limităm la ce s-a creat, deși are valoare, dar ce se creează să aibă drept reper ce s-a creat, valoarea aceea sfântă, aceea ce a simțit neamul nostru. Sunteți o prezență emblematică a Bihorului, atât prin cânte, cât și prin port. Bănuiesc că aveți foarte multe costume populare, da, tradiționale, da, frumoase, de altfel. Mai știți câte aveți așa la număr? Nu le-am numărat. Nu le-am numărat. Am și ladă de zestre, am câteva pe care le-am pus acolo. Trebuie să mă uit să le iau de acolo și să văd... Să le mai scot la iveală. Aveți o mulțime. Da, da, da. Chiar voiam astăzi să vin cu un costum extraordinar de frumos, cusut pe alb, dar cu auriu. Data viitoare, când mai vin, o să vin cu el. E atât de frumos și nobil, dar am zis, vin acum cu roșu, că așa e obișnuită lumea, da, cu mine. Da. Și vă prinde bine roșu. Foarte. Păi și port culoarea roșie, da, îmi place și mie. Și am costume și le prețuiesc foarte mult. Și aici este... Ce reprezintă pentru dumneavoastră costumul popular? Știi ce reprezintă? Eu când mă îmbrac în costumul popular, mă simt ca o regină. Cât de frumos! Răspunsul ăsta nu l-am mai auzit până acum. Cred că îmi stă cel mai bine. Cred că așa îmi stă cel mai bine. Sigur că nu pot să mă îmbrac în fiecare zi așa, da, și încerc să am ținută îngrijită și sigur. Dar n-aș putea cânta în altă costumație decât costumul popular. Deci la orice eveniment ați fost invitată, ați cântat doar în costumul popular. Da, până și la restaurantul din New York, unde cântam, la un moment dat au mai fost și alte colege, nu dau nume, care s-au îmbrăcat așa mai ușor, mai sigur că stai până noaptea târziu, le și înțelegeam, eu eram în costum popular. Și la un moment dat spunea Florica, că toți își spun pe nume acolo, îmbracă-te și tu așa, civil, spuneau ei. Zic, știi ceva? Eu aici
Am venit, am trecut Balta, Balta fiind Oceanul Atlantic, dar am rămas aceeași. Când vă cânt, trebuie să apar în costumația mea. Orice element din costumația mea lipsește, mă deranjează. Lăsați-mă să facem mica România aici. Și cred că am reușit să fiu respectată. Vreau să spun, am avut o mare bucurie. Am avut un alt spectacol, nu foarte de mult, tot la teatru. Și era un cântăreț din Alba, care are o fată măritată în Canada și a mers și în America. Și mi-a spus că s-a întâlnit cu români de acolo. Și au vorbit foarte frumos despre mine. Iar el a spus, Ilie Medrea. Îl cheamă? Da. El a spus, nu faceți decât să-mi confirmați ceea ce cred eu despre doamna Florica. Și m-a bucurat tare, tare, tare. Țin foarte mult să las urme frumoase pe unde trec. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care vor să înceapă o carieră muzicală? De unde ar trebui să înceapă ei? Cred că ar trebui, în primul rând, să-și facă așa o ordine în sufletul lor, dacă sunt convinși total că asta trebuie să facă, și să abordeze cântecul adevărat. Cred că mai sunt oameni prin sate, de exemplu, de unde să înveți câte o doină, câte un cântec de joc, de la muzicanți tradiționali de acolo, să-și facă repertoriu și să aibă texte frumoase, valoroase din punct de vedere literar. Dacă îmi permit să spun acum, în cartea mea și în repertoriul meu am și cântat o baladă, Soarele și Luna, îi spune. Am cântat-o și există pe YouTube. Am cântat-o cu mare actriță, o mare actriță, a capela, fără orchestră, și este așa un moment pur, curat. Carmen Stănescu o cheamă pe actriță. Da. Am vrut să o și caut, să mai țin legătura cu dânsa, dar din păcate a plecat în lumea fără dor. Și textul e așa. Umblă, umblă mândru soare, umblă în lume să se însoare, fată în lume și-o găsit pe o margine de pământ. Soarele s-o îngălbenit, l-a pus iute, o grăbit, mâna în apă și-o băgat și pe fată o apucat, sus pe cer o aruncat, în lună că o schimbat. Mama fetiș blăstămară și pe lună și pe soare, dintr-o noapte, dintr-o zi, facă să garde între ei, până-i lume vă lungați, cerul să cutreierați, luncile să luminați. M-a dus gândul la poetul Mihai Eminescu, la Luceafărul, când un corp ceresc se îndrăgostește de o pământeană. Cum a putut poporul ăsta, omul tradițional, fără facultate, să aibă atâta poezie, atâta filozofie, atâta, nu știu, imaginație de a crea așa. Nu întâmplător, scriitorii noștri clasici s-au inspirat din poezia tradițională. Și nu întâmplător, marele poet Lucian Blaga a spus că veșnicia s-a născut la sat. Și acolo cred că va rămâne pentru totdeauna, pentru că încă nu ne-am pierdut rădăcinile care ne țin vertical, drepți și cu iubire de neam. Așa este. Doamna Florica, suntem la finalul emisiunii. Dacă doriți să transmiteți un mesaj, un gând, o urare telespectatorilor, o puteți face cu mare drag. Sau să salutați pe cineva. Da, sigur că vreau. Aș vrea să transmit spectatorilor, telespectatorilor, toată recunoștința mea pentru aprecierea cu care și iubirea cu care m-au însoțit timp de 10 de ani de-a lungul carierei mele. Le sunt recunoscătoare, îi iubesc, îi stimez și m-am străduit să alimentez această relație sublimă. Eu cred că eu și publicul am o relație sublimă, să o alimentez cu cea mai frumos,
cu cea mea mai bogată în mintea mea și adunând cântecele mele, le-am ales să fie valoroase, reprezentându-vă pe dumneavoastră, neamul meu drag. Cât de frumos! Vă mulțumesc și eu din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră din această seară și v-ați deschis în fața publicului Bihor TV. Să știți că eu și soțul meu vă apreciem foarte mult, vă iubim pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să mai puteți cânta mulți, mulți ani și încânta sufletul omului. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții. Aș dori din suflet să fie pace, pentru că atunci suntem senini și bucuroși și fericiți și să, ce să zic eu, să avem relații umane superbe. Așa doresc din toată inima. Vreau să spun că mi-am pus întrebarea atunci cu China, că ți-am povestit, m-am gândit, Doamne, de ce nu putem fi noi toți, toată societatea umană din lumea asta, în relații bune, când noi ne înțelegem de la suflet la suflet, fără să avem barieră de muzică ne unește, barierele de limbă nu mai există, ci doar legătura între sufletele noastre. Să dea Dumnezeu să trăim în pace și să ne creștem copiii frumoși și sănătoși și să ne fie mai bine și să avem înțelepciune multă din toate punctele de vedere. Doamne, ajută așa să fie! Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și în această seară. Până data viitoare, vă doresc o seară minunată, la bună vedere și rămâneți aproape de Bihor TV!